Bună dimineața. dimineața. Bună dimineața. Probabil ați văzut deja clădirea despre care discutăm astăzi, dar voiam să pomenim și de acest concert al trupei YouTube care va fi de dreptul spectaculos pentru că abia în acest weekend va fi inaugurată oficial această arenă, pentru că o putem numi așa, și iată, uite, voiam să vă arăt cum a, a, a cum s-a prezentat clădirea exosferică sub forma unei mingi de basket dar și sub forma um, lunei de pe uh, cer uh, și nu numai. Cum, cum vi se pare? Arată spectaculos. Da, mie mi se pare că Las Vegas o arată mai bine da. ca niciodată și uh, neapărat trebuie să vedeți și aceste imagini pentru că trupa YouTube se pregătește pentru acest spectacol de la începutul anului. Da, acest adjectiv este extrem de spectaculos. Foarte, <laughs> foarte spectaculos. Nu, al, e, sunt curios în interior? Da. Cum da. este? Asta se va întâmpla în acest weekend, practic, atât, public, atât publicul cât, cât și noi vom putea vedea în sfârșit și imagini din interiorul arenei, pentru că vor fi cu siguranță și imagini care vor fi furnizate în urma spectacolului. Și aici îi vedem pe membrii trupei YouTube cum au mers pe teren, au văzut cum, au, au văzut cum sunt așezate lucrurile și-au făcut probe încă de la începutul anului. Eu am apucat să văd arena în construcție atunci când am fost în Las Vegas, dar încă mai era foarte mult de lucru la ea atunci și iată că lucrurile au evoluat foarte... Câte locuri foarte, să... Aproape 25.000 de locuri. Pff, nu este atât de mare. Nu, nu, foarte mare nu e, da, sigur, da, da. în comparație dar, cu alte săli, dar... Da, dar sunetul pare să fie spectaculos și probabil uh, unic, pentru că vorbim de o clădire care are și... O formă aparte, nu, nu este vorba doar despre acel uh, ecran da. uh, despre care povestim în uh, dimineața aceasta. Și să știți că momentan, din păcate, pentru concertul din weekend nu mai sunt uh, bilete disponibile. Bună dimineața domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la I Like IT. Clădirea despre care vorbim în dimineața aceasta, clădirea exosferică despre care povestim la I Like uh, IT... Construcția, vă spuneam, care are aproape 25.000 de locuri, ea va fi deschisă oficial în acest weekend, pe 29 septembrie, printr-un concert eveniment al trupei YouTube. Organizatorii spun că spectatorii vor avea parte de o experiență unică, un sunet imersiv de jur-împrejurul clădirii, coordonat perfect cu ecranul exosferic imens al clădirii. Practic, nu va exista un spectacol doar în interiorul sălii de evenimente, ci și în exterior. Până acum, publicul din Las Vegas a văzut cum această clădire se poate transforma într-un ochi uriaș, într-o minge de basket, de tenis, în globul pământesc sau într-o spectaculoasă lună. Iar acestea sunt doar câteva exemple. Au rulat inclusiv lucrările lui Refik Anadol, unul dintre cei mai populari artiști de new media art din lume. Exteriorul clădirii a fost prezentat prima dată publicului printr-un spectacol multimedia pe 4 iulie de Ziua Națională a Statelor Unite, dar acum publicul va avea acces și la interiorul clădirii, concertul trupei YouTube din acest weekend fiind doar primul dintr-o serie de spectacole. Așa că dacă plănuiți o vacanță în Las Vegas, ar fi păcat să nu luați un bilet și la acest concert. S-au făcut investiții de 2,3 miliarde de dolari în această construcție. Vorbim de un display LED de aproape 600.000 de metri pătrați, pe care producătorii l-au numit un ecran exosferic. Sfera din Las Vegas este deținută de cei care au creat și celebra Madison Square Garden din New York, unde au concertat de-a lungul timpului, unii dintre cei mai importanți artiști ai planetei. În plus, pentru buna desfășurare a tot ce ține de această clădire spectaculoasă din Las Vegas, Nevada, au fost create 3.000 de noi locuri de muncă. Dovadă că tehnologia nu poate funcționa fără un suport uman și că mai sunt în continuare foarte multe atribuții care nu pot fi acoperite de inteligența artificială. Mai multe detalii despre această sală de evenimente, momentan unică în lume. Găsiți și pe site-ul nostru, pe știrile protv.ro, la secțiunea I like IT și dacă mai aveți și alte curiozități, ne puteți scrie și pe Instagram, pe ilikeit.pro.tv și suntem și pe Facebook, și pe Voio și nu numai.